cum v-ați cunoscut? Despre adevărul sau? Sau provocare? Toată lumea mai povestește cum s-a cunoscut și așa și întotdeauna ne contrazicem. A, voi nu sunteți de acord cu felul în care v-ați cunoscut? Aud! Eu la fel, nu te desfii. Dacă nu povestești ceea ce trebuie, nu o să am o seară bună. Da. Care cedează primul? Tu te-ai uitat, tu te-ai uitat la mine. Știi, cam așa, nu, tu te-ai uitat la mine. Da. Cam așa. Ne-am cunoscut cum, mă rog, n-am fi crezut că îți cunoști. Nu. În club. N-aș fi crezut vreodată că... În ce club? Unde era? Așa oraș? În București. Eu spun că el se uita la mine, eu la el, el spune că mai mult eu, bineînțeles. Da, și o prietenă de-a mea văzându-mă că într-adevăr mă uit și eu, zic, uite, băiatul ăla se uita. Dar tu știai cine e el? Știam, da, știam. Era puțin. M-a luat de mult, dar... la început m-a luat, da. S-a luat în vizor. Nu, no, păi nu pot să... A fost el cu aia, bine, Marius, tu nu știi cum trebuie să funcționeze o căsnicie. La început. Aproape. Femeia are totdeauna dreptate, nu? Ah, corect. Nu. În majoritatea cazurilor are femeia dreptate, dar mai sunt și cazuri când greșește bărbatul. Corect. Așa e. Bun, hai să depășim faza cu uitatul. Da, cu uitatul. Prietena mea văzând una din prietenele mele văzând schimbul de priviri, eu nu sunt genul care... Te-a ajutat. S-a dus și l-a luat de o mânuță, hai să facem poză. Și am făcut o poză cu toții. Așa. A băgat lupul între oi. Da, nu, că eram și multe fete, nu cred că i-a plăcut. Da, și eu, că a fost absolut trist. Da, nu știam ce să aleg. Și... Vine și el. Da. Și am vorbit. Mulți ani n-am avut absolut nicio... Păi că vreo 3 ani. Unde faza cu privirea a fost acum câți ani? Acum... nu știu. 2009. Cam așa, da. Stai un pic, tu erai singur atunci? Da. Erai singur? Acum aceea se zice... Era singur, că tu știi. Nu, era singur și eu eram singură. Da, eram așa. Și eram amândoi într-o perioadă în care nimeni nu... Și am vorbit. Ce zici, Mihai? Hai să spun din nou. Mă scuza. Că Maria are și de matrimoniale. Cred că să mură la o emisiune din asta, nu mă vezi. Genial. Nu scoate mult, dacă mi-a făcut. Ce scuze. Așa se întâmplă și în bucătărie. Vezi că sunt gata. Și zic, nu, gătesc acum, mai eu știu. Creveți? Da. Bă, așa-ți brechete, așa trebuie doar în căutăție. Facem degustarea la gata bruschetele. Bruschetele da? Da. Da, iubita, ce faci? Dar trebuie, cred că... Eu zic, pâine aia cumva. Pâine aia, stai 2 secunde. Eu vă asigur că sunt foarte bun. Haide. Uite, vă tai pe din două, să nu vă certați. Gustați. Ce? Ce ați făcut? Nu, dar mi-a zis că el nu-i fan bruschete și că el nu-mi poate mănânce bruschete. N-are nimic personal cu voi, dar e pâine ars. Deci a fost atacul decisiv, adică... Hai, Mihai, să vedem ce părere ai despre bruschetele cu pâinea bine făcută. Puțin arsă. Bă, sincer, sunt foarte bună. Unde-i like? Asta cum îl... Ce? Unde-i like? Ce sunt foarte bună. Nu e. Perfect. Hai mă, da, uite like-ul. Maria, am văzut că e maestră. Eu am vrut să-ți dau like-ul și m-am... O să guși, Maria, să... O să guși, eu chiar am să gust mai mult. Vreau să ne vorbim despre a doua rețetă. A doua rețetă, am tras creveții în ulei și ulei de măsline și usturoi, după care vom carameliza ceapa, facem o pastă de avocado simplă și o să încercăm să asamblăm tortile.
Mai zice, da. Auziți, da, de exemplu, mai zice, bagă Maria mănâncă. Ăștia s-au făcut.